Începând de ieri, nu se mai fac analize toxicologice de droguri la INML, pentru că echipamentele pe care se lucra și care erau date în comodat de 2 ani de zile au fost ridicate de firma care le dăduse instituției. Ați auzit bine? Deci, începând de ieri, nu se mai fac analize toxicologice de droguri la INML. E o afectare a Bucureștiului și a 19 județe care depindeau de acest lucru. În ce moment vine această știre? În momentul în care aflăm, în mod repetat, și poate nu înțelegem nimic din nimic, că fentanilul, doamnelor și domnilor, drogul care face prăpăt pe glob, este cel care a invadat România, este cel care este folosit pe scară destul de largă și mor oameni în România pe acest subiect. În ultimele 24 de ore sunt 4 știri extrem de importante care țin capul de afiș al atenției publice, toate având legătură cu drogurile. Astăzi, televiziunile de știri, televiziunile generaliste au deschis multe dintre jurnale cu 2 știri șocante. Niște pakistanezi care luau ostatici, răpeau oameni și care îi șantajau pentru răscumpărare pe cei apropiați, da? Lucru pe care mulți l-au pierdut din vedere este că acolo s-au găsit droguri. Și ce droguri? A doua știre de astăzi este faptul că în Brașov a fost o alertă majoră după ce au fost furate de la Spitalul Județean mai multe fiole de fentanil. Un anestezic asociat cu drogurile de mare risc este produc cea mai mare nenorocire asupra corpului uman, mai grav decât heroina. De 50 de ori. De 50 de ori. Această substanță interzisă este folosită, a fost folosită inclusiv de prietenii lui Vlad Pascu, nenorocitul acela care a omorât 2 oameni. Oameni care se droghează, nu sunt responsabili de ceea ce fac, iar modul în care își deteriorează organismul este incredibil. Vă arăt toate lucrurile astea imediat. Și știți care mai e o știre legată de droguri din ultimele 24 de ore sau din ultimele zile? Știrile cu macete. Vedeți pe unul cu macete, da? Umblă cu macete. Nu doar doctorul ăla. Inclusiv nenorociții care l-au omorât 3 fii vrăjitoarei și ei erau drogați, dar și alții care umblă cu macete în ultimele ore. Toți drogați. Începe cu fentanilul, doamnelor și domnilor. Vreau să vă arăt ce înseamnă acest lucru în România. Și apoi să vedeți ce efecte devastatoare are. Fentanilul a fost subiect de discuție între președintele Biden și președintele Xi. Atât de important. Atât de important. Deci la cel mai înalt nivel pe glob s-a discutat direct despre fentanil. Cu excepția noastră și cu excepția presei mai vorbește cineva despre fentanil și mi-e teamă că și presa a dat acest subiect cu fentanilul și a mers mai departe. Opriți-vă un pic. Informația că de la INML au fost luate echipamentele care testau drogurile din punct de vedere toxicologic. Și asta afectează Bucureștiul și 19 județe, asta vi se pare importantă. Priviți ce se întâmplă cu fentanilul, ce efecte are. Așa ceva trebuie știut de o țară întreagă. Fiolele cu fentanil erau ținute sub cheie la secția de terapie intensivă și folosite pentru pacienți în stare critică. Substanța este un anestezic general puternic, utilizat în tratamentul durerilor cronice și severe. Nimeni din conducerea spitalului nu vorbește despre un cerc de suspecți. Suspiciuni în acest moment nu există. Nu pot să comentez. Pacienții nu au acces la zona aia ca să fie suspiciune că un pacient ar fi putut lua. Nu și nu pot să comentez. Există riscul să fie ajuns în Brașov? Nu pot să comentez. Gata. Nu pot să comentez. Nu știu. Considerat de 100 de ori mai puternic decât morfina, fentanil este pe lista substanțelor interzise în România. Fentanilul a intrat în atenția publică în urmă cu aproximativ un an, când au început să apară cazuri de furturi din spitale sau farmacii. Specialiștii estimează că substanța ar fi de 50 de ori mai puternică decât heroina și poate da ușor dependență. Te deconectează de orice realitate și te plasează într-o realitate unde timpul și spațiul curg mult mai lent și într-o zonă în care nu există niciun fel de percepție a problemelor. Cel mai important risc este stopul respirator, pentru că acțiunea fentanilului la nivelul centrilor respiratori produce oprirea respirației. Fentanil a fost menționat în premieră de DIICOT în cazul lui Vlad Pascu, tânărul care, drogat, a lovit mortal cu mașina 2 tineri la 2 mai. În timpul investigației, procurorii au descoperit în casa părinților lui o fiolă de 10 mililitri cu substanța interzisă.
Ce medicamente vor și de aici la aceste ori? Gașca lui Vlad Pascu folosea același tip de medicamente. La nicio lună de la accident, Tudor Duma, zis Maru, tânărul care livra stupefiantele, s-a filmat cum căuta în spitalul Floreasca substanța de uz medical cu care să se drogheze. Mamă, am găsit aici niște chei, bă, care sunt de la niște cabinete după aici, unde sigur sunt droguri. Acum 4 luni, încă un caz de fur de fentanil a fost depistat la spitalul de urgență din Pitești. O farmacistă care voia să-i dea substanța unui bolnav de cancer a descoperit că lipseau 25 de fiole. Cu doar câteva luni înainte, angajatul unui mare lanț de farmacie a fost prins că vindea comprimate de fentanil expirate. V-ați gândit când ați văzut acele cum ați reușit să filtrați? Am meritat să faceți afaceri pe seama sănătății consumatori? Prinz, Coolio și nepotul actorului Robert De Niro sunt câteva dintre celebritățile care au murit din cauza consumului de fentanil. Dragii mei, faptul că despre fentanil în România nu vorbește nimeni să tragă un semnal de alarmă, asta mi se pare extrem de îngrijorător. În mod normal, ar trebui să existe o preocupare. Ce vedeți dumneavoastră, puteți să-l numiți fentanil, de fapt se numește moarte sigură. Un drog care este de 50 de ori mai periculos decât heroina, de 50 de ori mai puternic decât heroina. Un drog de care se moare, oamenii nu înțeleg despre ce e vorba. Iar copiii, mulți dintre ei, au impresia că e o chestie cool, că așa se face în mediul lor, iau și eu. Nu vorbește nimeni despre asta. Sunt absolut uluit de faptul că în România se întâmplă lucruri atât de grave din acest punct de vedere și sunt trecute cu vederea. O să vă arăt imediat cum niște pakistanezi răpeau oameni, cereau recompense și descoperim că de fapt erau și drogați și probabil făceau asta inclusiv să aibă bani de droguri. Vă arăt imediat și acest subiect. Uitați-vă însă, într-un minut, două minute, ce înseamnă să consumi fentanil, unde ajungi. În momentul de față, în Statele Unite și în alte țări, este una dintre primele probleme la nivel național. Uitați-vă la aceste imagini pentru a înțelege ce înseamnă fentanilul. El este în România, este printre noi, este la școala copiilor dumneavoastră, este în cluburile în care se duc, e în multe locuri, în foarte multe locuri. Trench is bad. I didn't know I did this. I'm like one of the first victims out here with this kind of shit. The opioid crisis has been going on for a long time. But in Philly, the problem has shifted. Most of the street fentanyl supply is cut with an animal tranquilizer called xylazine, or Trank. To be honest, I really didn't even notice the change. It was just heroin wasn't doing anything for me anymore. You build a tolerance for everything eventually. And then I started doing Trank and heroin disappeared altogether. They made it cheaper, easier to get, not just fucking killing everybody. Does Trank give you the same feeling that fentanyl would? No. You get warm and fuzzy from fentanyl, Trank puts you to sleep. Trank was found in over 90% of the dope samples tested in Philadelphia, and it's spreading to other cities on the East Coast. In 2021, it was detected in 34% of overdose deaths in Philadelphia. Users did not want xylazine, but now they're addicted to it. Okay, so someone told me you're a real OG out here. What does that mean? Original gangster, okay. Yeah, I've been out here for a long time. A lot of people know me out here. So, like, you've been here when, like, Trank started being in the supply, right? Absolutely, yeah. I've seen the whole transition go from real heroin to Trank and Fetty. And it really changed a lot of people's habits, lifestyles. Xylazine is a powerful sedative not approved for use in humans. It can cause users to be motionless for hours, even days. It knocked the elephants out with it. Yeah. So that's why you see everybody on the head, you know? It also causes skin wounds that won't heal and that can become necrotic. Doctors don't yet know why. It removes 7 pounds of flesh and 1.5 liters of pus. It's been open for 21 months. That's how horrible this Trank shit is. It doesn't let your body heal. It's killing us. Slow but sure it's killing us. Some of us earlier than others, but it's eventually going to kill you if you keep going. And I see it every day. Death. Every day, right next to you.
In Kensington, the main avenue runs under the elevated train, and on many of the corners, you can buy drugs. On the side streets and in the park, people without homes live and sleep and use illegal drugs. Hey, what's up, Pop? Did you want to get on the list? A Percocet prescription led to Sarah Laurel getting addicted to heroin and living on the street. When she got sober, she created Savage Sisters, a harm reduction organization that offers showers and nurses to treat people's wounds. Shower, wound care? Both or just shower? Everybody knows about Kensington. It's a tourist location for drugs. A couple people mentioned that people will come down here for the weekend and never leave. You just get stuck. Why go home? This is McPherson Square Park, but we call it Needle Park. Why? Everybody shoots up here. There's a lot of syringes left around. One day in 2019, a friend drove James Sherman to Kensington to buy fentanyl, and he never came back to the car. He spent 2 years homeless, 18 months of them in this park. 2020. When I got to Kensington, this was like a Disneyland for drug addicts. Why? Open air. People without homes in Kensington still have their own community with its own economy. Well, I had two hustles. I don't know if one is necessarily appropriate to talk about on camera, but it's like hitting people, you know, people that are injecting. If they're not good at themselves, they need, you know, what we call a hitter. And then my second one is what we call a runner. Somebody comes down from the county and they want to know where the good stuff is, you know. So people would say, hey, I want a bag of Coke, but like, I don't want bath salts. Yeah. Or, you know, somebody would say, hey, I want Trank, but I want a little bit of fentanyl. And I would just know that from being down here. So I say, hey, I'll take it, but you know, you're going to have to look out for me. Wow, kind of like a tourist guide. Yes, 100% like a tourist guide, a middleman of copping drugs for sure. So now what's the differentiator if Trank's and everything? Oh, I don't, probably just which ones are heavier with the Trank and which ones are least Tranky. The nurses at Savage Sisters use their experience with addiction to care for people who come in. I used to love using my veins. I had great veins there. Because maybe you have a little bit of cycle. Have people come in here where you're like, dude, you gotta go to the hospital? All the time. It's really hard, it's scary. You know, you're going to the hospital, like, are you gonna manage my withdrawal? Are you gonna manage my pain? Are you gonna treat me like someone who uses drugs and stigmatize me and turn me back out? This has made it really difficult for patients to get into recovery. You know, they're so fearful of the withdrawal. They're fearful that the doctors and nurses don't know what xylazine is. Xylazine withdrawal lasts longer than opioid withdrawal, and it can cause intense anxiety. Doctors don't know the best way to treat it, and they're trying different drugs to see what works. But D'Orazio warns that cracking down on Trank will just push dealers to introduce other, more dangerous drugs. He says what will help is making it easier for users to get health care. But how do you do that? How do you make the access to care better? Better medication, so better ability to manage withdrawal, creating more housing access. Housing is a major issue in our community, and I think that's something that we're not concentrating on, is the prevention of this disorder. And what would that be, more mental health care? Yes, absolutely. The same reason that that mom on the main line reaches for a martini glass at noon is the same reason that I reached for a rig and put a needle in my neck. I was in pain. That's it. I was hurting. The people that are out here numbing their pain with substances, whether it's heroin, alcohol, cocaine, we need to address the pain. We need to stop isolating the substance and look beyond it. And then you, I'm gonna give you Narcan. Okay. You know, I'm a 5'1" purple-haired recovering heroin addict. I don't have credentials. I don't have a degree. And I had to come up with ways to convince people that we're worth saving. Ellie Reeve, CNN, Philadelphia.